Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte, foarte special, unde astăzi o să facem un unboxing și un review foarte important la un GoPro Hero 7 Black. Din câte știți, s-a lansat cel mai nou produs de la GoPro și mi se pare foarte, foarte interesant. Așa că eu împreună cu cei de la Xtremes.ro am hotărât să facem acest lucru și ni s-a pus în posesie această cameră extraordinar de frumoasă. Pe lângă acest lucru o să vreau să vă rog un singur lucru, pentru că de Crăciun s-ar putea ca eu să vă fac fericit pe unul dintre voi. Așa că tot ce trebuie să faceți este să intrați pe linkul din descriere de la Xtremes.ro, să vă alegeți orice produs de pe site de la ei, iar apoi să-l scrieți într-un comentariu. Și cine știe, poate de Crăciun o să facem un giveaway cu unul dintre produsele tale preferate pe care l-ai scris în descriere. Așa că cu cât mai mult, cu atât mai bine, pentru că știți, da, dacă nu vă încercați norocul, nu aveți de unde să știți. Așa că nu spuneți niciodată, așa că aveți link-ul în descriere. Așa că hai să dăm drumul la unboxing. Avem aici GoPro Hero 7 Black și hai să vedem cum merge. Așa că am pregătit aici GoPro-ul. O să-i facem, bineînțeles, prima oară un unboxing. Mamă, ce-mi place senzația asta că se deschide. Știu că se vede reflexia de la lampa video, dar o să încerc să o țin cam așa. Și cam acesta este GoPro-ul. Ca greutate nu e așa de greu. Văd că mi-a dat și un card cadou aici de 32 de giga. Iar aici avem Hero 7 Black cu o cameră foto de 12 megapixel, unde filmează 4K pe 60 de frame-uri și ca să o bagi în apă este de 10 metri. Dacă vrei să cobori mai mult de 10 metri, o să-ți trebuiască o carcasă subacvatică. Și poți să faci, chestia cea mai tare la GoPro 7 Hero Black este că poți să faci live stream de pe ea direct pe Facebook, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto, pentru că filmează și 4K. Aici aveți alte specificații, este și cu comandă vocală din câte am văzut, are bineînțeles și GPS, iar chestia cea mai tare la GoPro 7 Hero Black este opțiunea de Hyper Smooth, adică acea stabilizare a imaginii în momentul în care tu alergi, să fie o imagine cât mai stabilizată și să nu mai tremure mâna. De exemplu, s-a lansat și GoPro Hero 7 Silver și GoPro Hero 7 White, unde acele două modele nu beneficiază de opțiunea de Hyper Smooth. Așa că din punctul meu de vedere, GoPro Hero 7 Black mi se pare cel mai bun produs de la GoPro până astăzi. Ok. I like it. Ok. O să încerc să fiu cât mai blând și mai gentil cu ea. Ok. Și dacă vreți să filmați, de exemplu, cu alte DSLR-uri și cu alte GoPro-uri, vă trebuie un gimbal, un stabilizator. Ceea ce GoPro s-a gândit la chestia asta, să nu mai adăugați în plus un stabilizator, ceea ce e o pierdere de bani și acel lucru, așa că le-a îmbinat, ceea ce e foarte tare. Ok, o să dăm cutia la o parte pentru că nu mai avem nevoie de ea. Are stickere, wow, de lipit pe frigider. Ok. Și am primit și cadoul de un card de 32 de giga. Aici avem un sistem de prindere, iar acum vreau să fac o precizare că cei de la Xtremes.ro au cele mai bune oferte și chiar cele mai bune produse și au mult mai multe pachete promoționale din care puteți să vă alegeți chiar voi. Nu neapărat doar de la GoPro, ci de la mai multe produse. Camere, drone, stabilizatoare și așa mai departe. Iar partea cea mai tare, acum fac o paranteză, că pe site-ul Xtremes.ro au foarte multe pachete promoționale unde dacă tu le iei separat, cu siguranță o să plătești mult mai mult. Adică buzunarul o să te coste mai tare și o să te cam doară la buzunar. Așa că cel mai bine eu vă sfătuiesc să cumpărați pachetele deja care sunt făcute de ei, pachetele promoționale, și nu neapărat numai la GoPro, ci și la alte accesorii și produse. Pentru că, de exemplu, voi când o să vă luați o cameră, indiferent ce cameră, nu neapărat GoPro, o să vedeți că o să vă mai aveți nevoie de un stabilizator, de o husă, de un obiectiv. Și chestiile astea costă mult mai mult separat. Deci dacă intrați la ei pe site, o să vedeți că au pachete promoționale mult mai avantajoase și credeți-mă că ieșiți cu câteva sute de lei în avantajul vostru. Ok, nu o să mă mai lungesc acum cu prea mult cu detalii despre el, așa că o să vrem să vedem direct cum filmează, pentru că asta mă interesează pe mine
cel mai mult. Perfect, acum fac un test video unde rezoluția este 2.7K la 60 de frame-uri și este pe modul linear, ceea ce mi se pare destul de ok dacă vrei să nu prinzi un cadru prea mare. Așa că acum o să trecem la modul wide. La fel, rezoluția este de 2.7K și 60 de frame-uri, doar că modul este wide, adică prinde mai mult în cadru. Cred că ăsta o să-l folosesc eu cel mai mult pentru, de exemplu, pentru car vloguri. Acum o să trecem la modul Super View. Modul Super View cuprinde mult mai mult și mi se pare absolut cel mai puternic. Ok, trebuie să fac aici, am grijă să conduc. Perfect, am revenit și vreau să vă zic că încă nu am testat la maximum camera GoPro Hero 7 Black, pentru că pe parcurs o să filmez din ce în ce mai multe și o să apară mai multe videoclipuri, iar atunci o să-mi dau seama exact de toate rezoluțiile și toate setările camerei respective. Așa că încă o dată vă reamintesc, pentru giveaway, ca să vă înscrieți, trebuie să intrați aici pe site să vă alegeți orice produs, pentru că au acolo pe site minim 50 de produse GoPro pe stoc. Și apropo, tot weekendul acesta va fi Black Friday, de vor fi reduceri foarte mari. Distribuiți mai departe ca să aveți șanse mult mai mari de câștig și lăsați în comentarii produsul pe care vi-l doriți voi, sau poate puteți să vi-l cumpărați, nu este nicio problemă. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!